Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Dialogurilor Dimineții. Ni se prinde prin fața ochilor din ce în ce mai des ideea că ne putem schimba sexul atunci când dorim, ca hainele în funcție de anotimp. Că trebuie să fim dezinhibați încă de la vârste fragede, că familia are geometrie variabilă, ea putând lua forma oricărei chimere a noastre. Mai nou, oamenii se pot căsători cu ei înșiși, se cheamă sologamie. Stăm de vorbă despre toate acestea în cheie creștină cu domnul Virgiliu Gheorghe, biofizician. Bun venit în emisiune! Bine v-am regăsit! Domnule Gheorghe, dacă omul a ajuns să poată să schimbe sexul, asta înseamnă cumva că Dumnezeu acceptă tacit acest lucru, această descoperire a tehnologiei și a anatomiei umane, care, iată, poate chiar lua geometrie variabilă, se poate schimba în funcție de dorințele noastre. Dumnezeu îngăduie foarte multe omului pentru că îi protejează libertatea, în sensul că nu-l dorește ca pe un câine lesă. În schimb, însă, această îngăduință poate să spun că are o limită, până la urmă pedagogică, dacă înaintează foarte mult, ajunge la un moment dat în care se pune stop. Însă, libertatea omului este cea care măsoară îngăduința lui Dumnezeu. Și care primează în orice activitate umană. Liberul arbitru, finalmente, este un lucru important. Absolut, însă... Dar cum îl folosim? Asta e întrebarea. Deși putem să le facem pe toate, nu toate sunt de folos. Așa spune și Sfântul Apostol Pavel. Asta este, cred că, regula. În sensul că există o natură umană, există anumite legități pe care trebuie să le respectăm, așa cum respectăm orice legitate, gravitația sau orice legitate în lumea aceasta. Dar se arată că aceste legi în care este alcătuită ființa umană și în care funcționează sunt foarte largi. Este păcat a le forța, a merge chiar până la limita lor? În aparență sunt largi, pentru că în momentul în care schimbi, cum am vorbit mai devreme, ați pomenit, în momentul în care schimbi sexul sau genul, ai schimbat toate datele biologicului. De aceea, de mic, trebuie să-l injectezi pe fetiță cu testosteron și pe băiat cu estrogen ca să-i dezvolți. Însă, în momentul în care aplici acest tratament, tu produci modificări prin hormonii androgeni, de pildă la fetiță, în dezvoltarea creierului, în dezvoltarea organelor interne. La băiat, de exemplu, dacă nu are testosteron suficient, nu se dezvoltă anumite funcții. De aceea, asta dacă vrei să faci de mic o schimbare, dacă la o anumită vârstă faci o operație pentru că omul e dominat de o anumită fantasmă și circulă multe fantasme astăzi prin lumea aceasta media, atunci el pur și simplu va intra în conflict cu propriile lui așteptări lăuntrice și va ajunge la depresie, va ajunge la sinucidere, ceea ce se întâmplă cu foarte mulți din cei care adoptă această tehnică de schimbare a sexului. Domnule Gheorghe, credeți că finalmente civilizația tehnologică va îngropa credința creștină? Pentru că observăm cu toții, tehnologia dezinhibă, forțează limitele, pe când credința creștină pare că pune niște bariere în calea cunoașterii, în calea dezvoltării personale, în calea modului de a fi a fiecăruia. Nu cred că religia pune bariere, ci dimpotrivă deschide orizonturi. În aparență pune bariere. Orice proces în lumea aceasta presupune inhibiție. Deci vorbim de dezinhibiție. Faptul că noi acum vorbim presupune că ne concentrăm asupra acestui lucru. Orice construcție... Și avem niște cadre ale niște cadre. Dacă ca să devine niște cadre înseamnă să inhibi celelalte procese. Așa funcționează și creierul nostru. Deci dacă ai o dezinhibiție totală, în momentul în care consum droguri se produce o dezinhibiție totală pe toate, nu mai poți să faci absolut nimic. Deci e vorba de a opune haosul ordinii. Dezinhibiția totală înseamnă haos. Ceea ce se întâmplă astăzi la nivel media și cu toată tehnologia asta total necontrolată ce pătrunde în piață este haotizarea, dezorganizarea, dezordonarea lumii. Pe când credința îl adună pe om și presupune organizarea tuturor proceselor și cred eu că deschide orizonturi prin aceasta, că și tot ce a însemnat știință și cercetare și înțelegere ține de un proces de concentrare a puterilor minții și a ființei umane. Ați vorbit despre tehnologia care nu este controlată. Cine și cum ar putea o controla? Asta este o temă foarte delicată. Tocmai de aceea a apărut această știință bioetică, ea cu asta se ocupă, însă nu este luată în seamă, pentru că cei care controlează, să spun, puterea, nu sunt interesați. Sunt interesați de creșterea, sporirea puterii și nu de binele celor pe care trebuie să-i guverneze. În acest sens, cred că omul are tendința ca orice instrument teologic pe care dezvoltă să-l folosească în primul rând împotriva omului. Eu de asta mă sperii. El ar putea fi folosit pentru om, dar este folosit împotriva omului și aici apare practic un fel de război pe care Elul și McLachlan
Îl aminteau încă de acum câteva decenii. Îl întrezăreau împotriva, cumva, întrezăreau împotriva umanității. Împotriva umanității. Pentru că mașina se ridică împotriva, nu că ea este în sine rea, eu nu am această percepție, din știința nu este rea, dar ea este folosită pentru a acapara puterea și practic a stăpâni și a controla conștiința umană, ființa umană, populația și așa mai departe. Mie mi se pare că e mai mult o chestiune de marketing, dacă îmi permite, și de câștiguri. Păi asta este. Asta este, nu? Păi, creșterea puterii înseamnă câștiguri. Câștiguri. Și câștigurile presupun concrete, marketing. Da, exact. Deci marketingul este instrumentul prin care se acumulează un câștig și ca atare puterea. Da. Nu știu la ce fel de putere vă gândiți acum. Eu mă gândesc la o putere strictamente financiară, bunar, prin aceste noi orice formă de putere acumulează foarte mulți bani. În ultima instanță este cea financiară. Pentru că totul se reflectă în masa monetară, în bani, în circulație, în valoare. Până la urmă totul acolo se reflectă. Dar credeți că omul este pregătit pentru acest tsunami tehnologic care pur și simplu vine și îl bulversează? Și această infosferă care pare fără sfârșit, suntem bombardați, suntem asediați în fiecare clipă de foarte multe informații, de foarte multe știri. Suntem din ce în ce mai puțin pregătiți. În sensul că în loc să se crească, să se lărgească conștiința, ea se împuținează prin contactul nostru cu risipirea aceasta într-o mulțime de informații nesemnificative, prin proasta concentrare asupra problemelor noastre fundamentale. Deci cred că, din punctul meu de vedere, omenirea nu este pregătită astăzi pentru... Dar există savanți, există cărturari, există oameni de reflexie, care înțeleg lucrurile, arată direcții și mai vorbim de cei din biserică, părinții bisericii, care iarăși aceia vin cu discernământul dat de Dumnezeu, care călăuzesc, să spun, sau îndreaptă, trasează o direcție, însă, din păcate, cred că mulțimea nu urmează, pentru că este atrasă, este fascinată, este atrasă magic în lumea aceasta, captivată magic în lumea mediatică. Credeți că tehnologia poate crea spiritualitate? Dacă diavolul este un spirit, creează și spiritualitate. O clipă, tehnologia vine direct de la diavol? Nu, n-are nicio legătură. Dar ea poate să fie folosită în sensul rău al cuvântului. Deci ea poate fi folosită pentru a-l duce pe om către Dumnezeu sau pentru a-l coborâ. Dacă vorbim de o altă spiritualitate decât cea, din punctul meu de vedere, creștin sau spiritualitatea care te duce la Dumnezeu, atunci este cea ce ține de întuneric. Și dacă ne uităm la ce înseamnă astăzi pornografia ce invadează media, dacă ne uităm la filmele de groază sau violența aceasta, astea nu sunt lucrările lui Dumnezeu. Deci atunci captivarea omului în această lume întunecată cred că ține de o altă spiritualitate și nu cea creștină. E clar că omul nu poate trăi fără Dumnezeu, fără zei, fără idoli. Tehnologia poate fi un idol? Da, cu siguranță, dar este demonstrat lucrul acesta. Sunt cărți scrise pe tema aceasta. Televiziunea îmbracă un caracter ritual, vizionarea TV, asta studiam cu ani în urmă, însă la ora aceasta cu atât mai mult internetul devine locul de care ți-a lipești cu totul inima și mintea și ființa și ești acolo. Și până la urmă e un act ritual, un act religios poate să devină, fără a fi legat nu de Dumnezeu. Nu cultic, ci cultual poate. Cultual, înseamnă că noi suntem doi oficianți ai acestui neocult? Noi cei care facem această emisiune TV acum? Nu neapărat. Cred că este vorba de cum se pune în ecuație totul și care este scopul fiecărui act. Însă modul în care se organizează comportamentul telespectatorului de multe ori cade foarte bine pe tiparele religioase. În ce sens? În sensul că viața lui este organizată în jurul ecranului. Asta este unul. În sensul că de acolo provine sursa de fascinație. Modul în care se relaționează emoțional cu lucrurile acestea sunt foarte bine cuprinse și dezvoltate în cărțile lui Eliade, Sacru Profanu, al lui Rudolf Otto. În general sunt tipare de natură religioasă. Omul nu poate face ceva în afara actului religios. Absolut oricine este legat chiar de anumită. Chiar fără să știe că îl face sau că îl absolut practică. Absolut. E o înțelegere mult mai largă a fenomenului religios. De pildă, există un budist primitiv care nu are Dumnezeu. Și s-a pus problema, este o religie sau nu este o religie? Și până la urmă s-a tras o concluzie că este o religie, pentru că sunt anumite stări pe care imită relația omului cu Dumnezeu. Un fel de avatar. Domnule Gheorghe, cum explicați atașamentul copilor față de noile tehnologii? Eu nu cred, adică că este un fascinație, atașament real. Este o dependență de noile tehnologii. Dependență.
Atașamentul are o notă pozitivă, presupune și un sentiment de dragoste, presupune ceva care te odihnește. Pe când noile tehnologii nu odihnesc, ne liniștesc. Contactul cu ele relaxează, pentru că produce unde alfa, pentru că îți dă sentimentul că ești viu, deci te înviorează, imediat intri. Ești dărâmat, așezi în fața ecranului și ai prins energie și stai o noapte. Și înainte cu 10 minute ziceai, acum cad și dor până mâine. Deci el are capacitatea aceasta de a te angaja pe o cale, dar nu cred că este vorba de o relație care se presupune ceva bun în sensul acesta, pentru că ea vine, se pliază foarte bine pe structurile dependenței, în sensul că relaxările rapide și părăsirea, toată de rapidă a stării, duce la dependență, este unul din criteriile de dependență. Ce m-a mirat în permanență și asta este modul în care se organizează gândirea, practic, este cum acești copii la vârste foarte fragile pătrund imediat pe culoarele tehnologiei, în așa fel încât pot să folosească aceste device-uri, cum le spunem noi, tablete, smartphone, calculator, natural, fără să le explice nimeni nimic, intră practic în logica mașinii. Noi, ca oameni mari, de multe ori ne este greu nouă să facem față acestei provocări. Pe când copiii, aproape instinctiv, fac aceste lucruri. Care e explicația? Aș spune mai întâi care sunt costurile. Bun. Este o explicație faptul că mintea omului, creierul, se adaptează structurilor acestora și niște structuri matematice până la urmă și le poate învăța, pentru că mai cu seamă că este o învățare puternică emoțională, mult mai puternic și mult mai eficientă decât este învățarea în școală. Este învățare sau reflex, act condiționat? El este la început învățare. Deci intri într-un proces de învățare care devine condiționare foarte repede. De exemplu, copilul cu cât joacă un joc de mai multe ori și apelează la anumite gesturi, la anumite trasee neuronale, cu atât acelea vor fi mai bătătorite și tendința lui va fi să rămână acolo. Însă noi îl limităm pentru că el nu mai cunoaște întregul univers, ce înseamnă mult mai multă diversitate, înseamnă o altă viață, înseamnă o existență continuă și o existență liberă. Gândiți-vă că tot ce se întâmplă pe micul ecran este predefinit. Este trecut prin mintea unor oameni, pe când natura, creația, nu este așa, e trecută prin mintea lui Dumnezeu. Deci prin relația cu natura noi intrăm în comunie cu mintea lui Dumnezeu, pe când relația cu mașina aceasta, cu ecranul, noi intrăm în relația cu mintea unor oameni și în funcție de ceea ce au oamenii aceștia și cum, ce interese au ei, astea sunt cele care dau output-ul. Până la urmă, dacă omul în relație cu natura, cu creația, este o persoană liberă, în relația cu mașina este din ce în ce mai puțin liber, este tot mai mult dependent, este tot mai mult dirijat, condiționat. Și, până la urmă, astea avem o generație de tineri foarte pasivi, incapabili să aibă inițiativă, motivație, voință, fără de care nu poți construi viața reală, fără de care nu poți construi nimic, pentru că toate acestea au fost activate de mașină. Și dacă sunt activate de mașină, ai nevoie de mașină ca să le reactivezi. Domnule Gheorghe, care ar putea fi alternativa pentru părinți pe care o putem pune în fața copilor pentru a mai renunța puțin sau mai atenua cumva din impactul acestei dese folosințe a device-urilor electronice? Această folosire vine și pe o lipsă. Adică dependența aceasta de mijloace vine pe un deficit care apare în viața copilului astăzi. E deficit de natură, e deficit de relație cu părinții, e deficit de activități în lumea reală. Deci eu cred că chiar lumea aceasta din blocuri, betoane, sticlă îi duce către nevoia de a evada. Pe de altă parte, nu au spațiul acesta emoțional al unei relații sănătoase cu părinții, afective, pentru că părinții nu mai au timp să se dedice familiei, nu mai au timp să investească în relația cu familia, cu copiii și energia aceea sufletească. Și atunci copiii caută în altă parte viața. Și o găsesc acolo. Eu niciodată n-am spus că noua generație sau tinerii, copiii, adolescenții sunt vinovați de ce li se întâmplă. Am spus că mai vinovați suntem noi, că nu-i avertizăm și că nu-i protejăm. Ne-am pus în mână aceste tehnologii. Ne-am pus în mână în condițiile în care ne simțim vinovați. Că nu le putem da ceva mai bun, adică un timp petrecut împreună, o deschidere, un gând la ei. Eu acum, societatea de astăzi îți consumă și ultima picătură de gând.
are nevoie, ți-o fură. Și atunci tu nu ai unde să mai investești. De multe ori mă întreabă și cum să facem? Suntem la servici, nu putem sta acasă. Da, dar măcar mai gândiți-vă din când în când la copiii voștri. Țăranul stătea, muncea la câmp, dar mintea lui putea să fie la, acasă la copii sau dacă era la Dumnezeu, tot acasă era. Țăranul e ceva abstract deja, domnule Vlescu. Da, este abstract, dar orice activitate într-o lume tradițională, am zis țăranul, pentru că la noi, na. Orice activitate în lume tradițională în care mintea nu era atât de captivată în afară, presupunea întoarcerea înăuntru și o anumită zidire, o anumită construcție interioară. Nu mai avem construcție interioară, nu mai avem for interior și atunci copiii nu se mai pot odihni. Deci cred că asta ar fi primul lucru, relația cu părinților, copiii. Al doilea sunt activitățile. Copiii trebuie să iasă în natură, trebuie să vadă și altceva, trebuie să fie cuceriți de altceva. Mergem la școală și profesorii sunt rutinați. Școala, din punctul meu de vedere, este o pierdere enormă de timp azi pentru copil. 7 ore, 8 ore pe zi, cu tot cu drumuri, ceea ce înseamnă un timp important din viața lui. El vine acasă cu o nevoie de a evada. Și unde o să evadeze cel mai ușor? Acolo unde intri pe un ecran și se deschide și întreaga lume. Se întinde întreaga lume. O lume. Indiferent, e vie. Doamne, ce plictisul? Eu chiar spun că de când mă știu nu m-am plictisit niciodată. Noua generație, dacă întreb pe tinerii de astăzi de la, nu știu, câțiva, 6 ani în sus până la 20 ceva, întreb ce faci, mă plictisesc. Cred că neurologii vorbind este o lipsă de motivație. Este o lipsă de stimulare. Atât de mult au fost stimulați în afară, încât ei nu se mai pot stimula singuri. Asta observă Volkov, Trotsky, chiar fiica lui Trotsky, care este președinta Asociației Americane de Dependență, spune că astăzi copiii nu se mai pot insera în activități pentru că ei sunt atât de provocați, atât de stimulați în afară că ei nu se mai pot stimula singuri. Eu nu mai pot avea inițiativă pentru că tot timpul am fost atras de altcineva. Și așteaptă și atunci dacă nu are ceva provocator, se plictisește. Bun, reversul este faptul că vor să se relaxeze, că vor să se distreze. Este. După ce s-au plictisit 5 zile, se relaxează încă 2 în weekend. Păi da. Cum e chestia asta? Atunci simt și ei că trăiesc. Când se distrează, când se relaxează, spuneți. Da, e vorba că distracția nu mai presupune ceea ce însemna, să spun, pe vremea noastră, mergem la munte, facem ceva. Ci aproape la ei este de genul, nu facem ceva, nu facem nimica. Bem, stăm, vedem ceva, un film, facem o chestie care, cum spuneați, dezinhibă, care mă scoate din mine, mă face să simt și eu că trăiesc, pentru că viața mea în rest nu este. Deci el nu are experiența, copiii aceștia nu au experiența vieții reale, ceea ce înseamnă să găsești în tine resursele pe care ți le-a pus Dumnezeu și le avem, de a trăi, dar trebuie consumate permanent, trebuie dezvoltate, deci trebuie dezvoltat câmpul interior. Hrănite, sigur că da. Interactivitatea aceasta, tânărul de astăzi nu mai este interactiv, lumea este interactivă și lumea nu este agresivă, deci societatea este aparent statică, așteaptă natura să venim noi în întâmpinarea ei. Noi să o reflectăm, noi să o cucerim, pe când acum tehnologiile cuceresc omul. Omul nu mai cucerește mare lucru. Vorbim de consumatori, nu de cei care lucrează la butoane, de omul de știință care vede lucrurile de sus. Și am avut prieteni care au făcut Harvard și mi-a spus acolo niciunul dintre colegii noștri nu se observă la televizor în copilărie. Și am constatat că asta se întâmplă în foarte multe locuri universități celebre din America, unde chiar nu au avut timp, pentru că e o problemă importantă. Deci la facultatea aia plătești 70-80 de mii de dolari pe an, pe care dacă nu faci față, te îngroapă, că e împrumut din bancă, absolut, că nu e de unde în altă parte. Aveți cont de Facebook? Nu am cont și mi-am asumat riscurile, neajunsurile, în sensul că am vrut să intru în anumite biblioteci în state și mi-au cerut contul de Facebook, dar am zis nu-mi fac pentru că... Se spune că dacă nu ai cont de Facebook, nu existi, spun unii. Tocmai de asta nu mi-am făcut cont de Facebook. Ca să nu existați. Ca să nu intru în această logică. Ca să exist. Pentru că intrând în această logică paradoxală, ți se alienează, atenuează existența. În sensul că Facebook-ul, în primul rând, că cere multe resurse, pe care eu le-am reduse, resurse de comunicare, și atunci prefer să comunic cu oamenii de lângă mine. Prefer să comunic la un telefon, să-i aud vocea măcar omului, decât să comunic cu foarte mulți și cu nimeni troată. Eu, de exemplu, nu răspund la mesaje date în grup. De ce? Pentru că mi se pare o jignire. Nu vă privește în mod direct. Nu mă privește și nu e o chestie personală. Oricine poate să răspundă, dar eu nu răspund, pentru că mie nu mi s-a adresat nimeni.
Când mi-au zis, zice unul la mulți ani în grup, eu zic, mă, dacă vă răspund numai la aia care am spus, mi-au spus mie. E o chestie de relație personală și cred că noi trebuie să cultivăm relație personală dacă vrem să fim persoane și umane. Tinerii aceștia, din păcate, și s-a demonstrat lucrul ăsta, se știe, cu cât socializezi mai mult pe rețele, cu atât desocializezi mai mult în viața reală. În primul rând, pentru tineri, ei se formează așa, ei nu mai știu să comunice real. Nu mai știu, nu mai au această deprindere a comunicării față către față, ce înseamnă un limbaj non-verbal, înseamnă mult mai mult decât ne putem imagina, decât a face niște mesaje, a pune niște poze și a dezvolta narcisismul. A ajunge la o anumită anxietate când ești la fel de fericit ca el alții care se promovează acolo, a ajunge la depresie, ceea ce se întâmplă, că astea sunt studiile, așa arată că ăsta e parcursul omului. Cineva descria Facebook-ul ca o fabrică de narcisism. Împărtășiți această opinie? Este, da. Aceasta arată studiile, că dezvoltă sentimentul, adică ego-uri, atenția asupra propriei tale persoane, nici măcar o formă sănătoasă de ego, nici măcar mândria aia care era odinioară, dezvoltă un raport pervers la tine însuți. În sensul că tu tot timpul ești atent la imaginea pe care o formezi, nu la ceea ce simți, la ceea ce ești, la ceea ce trăiești, la lumea din jur. Adică e vorba unde ne punem atenția noastră. Dacă atenția este pe spectacol, și aici se merge mai departe, se ajunge la obiectificarea sexuală a femeii, în sensul că femeia începe să se prezinte pe ea ca pe un obiect. Lucrurile astea produc modificări în mentalități. De aceea apare și modificarea de sex. Pentru că noi nu mai avem comportamente personale care să ne diferențieze bărbat și femeie. Comportamentele sunt androgine. Dacă comportamentele, vestimentația, mentalitatea sunt androgine, să le spunem așa, să spunem etern umane, atunci omul nu mai poate să se realizeze el ca persoană. Etern umane fără eternitate, domnule. Așa cum a fost astăzi. Și ce veți face fără Facebook în continuare? Că sunt curios. Eu cred că lumea a început puțin câte puțin să trezească și sunt oameni care renunță la Facebook, destul de mulți, și se vor naște niște lumi, ca în Solaris, în niște lumii în care lumea va supraviețui altfel, va trăi altfel, decât așa cum a apărut noua... Vedeți, cei care au inițiat Facebook-ul împreună cu Zuckerberg au recunoscut că intenția lor n-a fost lăudabilă într-un început, nu spun mai mult. Apar mărturiile lor, în sensul că cu toate știau de la început că este global și a prins așa ca într-un vortex planetar toată forma de exprimare, toată forma de comunicare aceasta. E o nevoie de comunicare a omului, pe care ei o rezolvă fals, ca orice surogat, ca orice drog. Este o formă de drog comunicațional sau de socializare. E un drog de socializare. Am făcut droguri pentru toate. Nu? Orwell, Huxley, asta spune, mai ales Huxley. Trebuie să aibă omul drogul ca să-i satisfaci nevoia aceea minimală de dezinhibiție, cum spuneți, de plăcere. Rugăciunea nu este și ca o formă de drog? Starea în care intri rugându-te după mai multă vreme, nu este și cumva un drog sau este stare de beatitudine? Nu este drog, pentru că nu dă dependență. Ar fi bine să dea dependență, dar nu dă dependență, pentru că relația cu Dumnezeu prin rugăciune e relație personală și Dumnezeu, tot ceea ce e legat de Dumnezeu, lasă libertate. Ceea ce dă dependență nu e a lui Dumnezeu. Ceea ce constrânge libertatea nu e a lui Dumnezeu. Deci cred că asta e unul din criteriile după care putem analiza un comportament, dacă e legat de Dumnezeu sau e legat de cel rău. Dumnezeu lasă foarte multă libertate. Ai venit la El, poți să pleci. Are ușa deschisă, poți să ieși și să pleci. Din când în când te mai caută. Dar Dumnezeu mai bate la ușă. Te lasă foarte liber. Și asta este frumusețea în creștinism. Omul poate să aducă această libertate pe care i-a dat-o Domnul? O poate duce. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Cum? Cu ajutorul lui Dumnezeu. Fără ajutorul Harului nu poate să o ducă. Mai ales astăzi, când există atâtea mijloace de vrăjire. Lumea e vrăjită. Mie mi se pare că, din contră, lumea e dezvrăjită. Depinde cum înțelegi cuvântul vrăjire. Eu am scris o carte pe tema revrăjirii lumii. Că ea era vrăjită în păgânism, a fost dezvrăjită prin venirea lui Hristos, în sensul că vedem lucrurile așa cum sunt, și acum este revrăjită, chiar intrăm în zona fantasmelor, a imaginației. Repăgânizată, dacă îmi permiteți. Repăgânizată, da. Da, se repăgânizează. Vraja are totuși un șarm al ei. Vraja. Domnule Gheorghe, am discutat despre foarte multe invenții și descoperiri ale științei care ne fac viața pe alocuri mai ușor, dar de multe ori mai grea finalmente. De contul pare a fi la orizont și nu e unul foarte plăcut. Dar totuși, care sunt descoperirile care credeți dumneavoastră, cel puțin în ultimele decenii, care ne-au îmbunătățit cu adevărat viața, care ne-au ameliorat-o, care ne-au dus cumva către Dumnezeu? Eu voi răspunde așa. Eu cred că orice descoperire poate să-l ducă pe om către Dumnezeu. Depinde cum este folosită ea.
cum am spus dintr-un început, dacă e folosită cum trebuie, ea îl poate apropia pe om de Dumnezeu. Știința a înaintat foarte mult, știința adevărată, fundamentală, nu vorbim de știința de popularizare, Discovery și alte posturi de televiziune care nu mediatizează știința fundamental decât când le convine. Sunt posturi ideologice. Din punctul meu de vedere, asta e punctul meu de vedere. Și o pot demonstra, pentru că nu poți în același timp să fie adevărat și Buddha, și Iisus, și extraterestri, și spiritele morților și mai departe. Dar niciun adevăr. Niciun adevăr. Din punct de vedere, da, bine, spune mai aici democrație, dar în problema de formare a omului, în momentul în care creezi un orizont, e greu să fie atât de contradictoriu. Deci știința fundamentală, eu cred că se apropie de Dumnezeu tot mai mult, pentru că înțelege faptul că nu putem explica, nu se poate explica apariția lumii, organizarea lumii, principiul 2 al termodinamicii, care vorbește despre faptul că entropia e permanent în creștere. Deci legea fundamentală a acestui cosmos este dezorganizarea. Lucrurile tind să se dezorganizeze. Ca să le organizeze trebuie o forță externă. Care a fost forța? O inteligență. Care a fost acea putere care a pus lucrurile într-o rânduială, într-o rațiune care depășește orice își poate imagina omul? Întâmplarea, spun unii. Hazardul. S-a întâmplat să se cupleze două molecule și de la două molecule s-au făcut trei. Întâmplarea, conform acestui principiu 2 al termodinamicii, este guvernată de dezorganizare. Ea nu e guvernată de organizare. Deci natura în sine nu se organizează. Deci întâmplarea nu poate construi. Dacă ținem cont de principiul 2 al termodinamicii, care este unul fundamental în gândirea fizicalistă. Vorbeam cu un fizician român de la Paris, unul cei mai mari din lume la ora aceasta, și îmi spunea, eu fiind tot în fizică și având o discuție pe temele acestea, există o anumită constantă, undeva foarte sus acolo în teoria particulelor, care dacă ar fi puțin diferită, ceva de 10 la minus nu știu cât, lumea s-ar prăbuși, s-ar dizolva. Și face, dom'le, așa ceva nu se poate gândi. Adică sunt anumite constante și te întreb, cum au apărut constantele? Hazardul nu generează constante. Hazardul este inconstant. Deci eu cred că știința poate fi folosită. M-ați întrebat la început dacă tehnologia va îngropa religia. Eu nu cred că lucrul ăsta se va putea. Într-adevăr, o zădărește, cum spune omul. Ne împinge, ne împinge către ghetouri, către enclavizare. Dar eu cred că religia, pentru că faptul că e adevărată, pentru că e ceva ce omul simte că e adevărat înăuntru lui, are puterea să renască și nu va fi niciodată cuprinsă și stăpânită. Mulțimile, da. Mulțimile întotdeauna au fost. Dar persoana umană, adică cel care are voință să se salveze și care are minte și dorește să ajungă undeva, care are sinceritate în căutările lui, nu cred că vreodată va fi pusă în pericol de toată această nebunie tehnologică. Domnule Gheorghe, întrebarea finală. Credeți că vreodată știința, într-o formulă sau alta, poate chiar fizica, va putea demonstra fără tăgadă că Dumnezeu există? Dumnezeu nu poate fi cuprins. Ca să poți demonstra ceva ce nu poate fi cuprins este foarte greu, doar matematic. În sensul că un instrument nu o să poată cuprinde vreodată, nu o să poată face acest lucru. Vedem urma lui Dumnezeu în lume. Deci constatăm urmele, lucrările lui, energiile lui, parțial le putem demonstra. Legitățile pe care din toate acestea tragem concluzia, acestea sigur vin din mâna unuia care guvernează rațional cosmosul, viața fiecăruia dintre noi. Oricine are ochi vede lucrul ăsta în fiecare zi. Dar să poți să cuprinzi cumva printr-un instrument ceva este imposibil, pentru că el este tot ceea ce este și mai mult decât ceea ce este. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o emisiune cu adevărat interesantă. Temele sunt multe, provocările pe măsură. Un lucru e clar. Suntem măturați de un tsunami al noii gândiri și al descoperirilor științifice fără precedent. Dumnezeu aproape că s-a tupilat în spatele serverelor Google și a navetelor spațiale care brăzdează cerul, lăsând cicatrici adânci pe conștiința noastră creștină. Cât va dura însă această aventură? Și care este butonul roșu pe care nu trebuie să-l apăsăm niciodată? Odată deschis ipetul vieții, cred că am deschis și piatra tombală a cunoașterii umane, după care urmează hăul. Să nu fie. Haideți la biserică, acolo e de noi.